În acest moment am interdicție de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost citată ca atare. Nu am să vă răspund. Cred că este o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă. Este o măsură, bineînțeles, de a ne hărțui în continuare pe toți cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se știe, sunt într-o procedură internațională în care am ieșit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcție a ajuns la anumite cote și din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presă. Informația de ultimă oră este măsura de control judiciar care a fost aplicată fostei șefe DNA. Asta înseamnă că nu poate părăsi țara. Dacă mâine, de exemplu, cei de la Bruxelles o vor convoca pe doamna Kövesi pentru discuția apropo de candidatura domniei sale, nu poate părăsi țara. Cealaltă interdicție legată de a comunica, de a face comunicări publice, de a avea declarații de presă, doamna Kövesi a încălcat această interdicție în fața colegilor de presă. Asta, în mod normal, ar putea duce la alte măsuri, da? Dacă încalci o măsură, procurorul poate să dispună până la reținere, până la arestare, da? Are control judiciar, 6 ore a fost anchetată Laura Codruța Kövesi și există informații că a fost audiată în ambele dosare în care s-a început urmăria penală împotriva sa, așa zisul dosar DNA Ploiești, da, cu Onea, cu Portocală, și dosarul repatrierii Nicolae Popa, Lucian Isar. Cam așa, breaking news la de noapte, de seară, dar foarte interesant. Va fi temă de campanie Kövesi, apropo că discutam despre alegeri? Eu nu cred informațiile astea bombă în perioada de precampanie. Despre activitatea doamnei Kövesi știa toată lumea de multă vreme, cu plusuri și cu minusuri. Dacă făceau această investigație acum un an, probabil că erau credibili. Acum, în perioada de precampanie pentru europarlamentare, în perioada de pregătire pentru campania prezidențială, cred că singura etichetă care poate fi corect pusă este de victimizarea personajului. Victimizare. Și dacă mai adăugăm în cocktailul ăsta, da, o amânare a candidaturii sau numirii domniei sale, da, doamnei Kövesi, sau poate va pierde cursa de la Bruxelles, ce se va întâmpla cu dânsa, domnule Chifu? Poate intra în politică, nu? Este un candidat perfect. Nu cred acest perfect. Lucru. A avut și declarații explicite în acest domeniu. Cred că e mult mai credibil ca opoziție, pentru că acolo, în parchetul european, lucrurile sunt clare. Că va câștiga sau nu această cursă, oricum va fi în parchetul european. Obișnuința la nivelul instituțiilor europene, și putem să cităm cea mai recentă cu Sorin Ducar. Sorin Ducaru a fost numit director pentru zona asta cu sateliții, iar contracandidatul său este adjunctul său. Evident că va avea o poziție europeană. Eu văd un curs de coliziune extrem de puternic și cu alte noi probleme, odată ce va fi numită în oricare dintre cele două funcții, cu faptul că este ținută în țară sau că este sub anchetă, iar ieșirea publică de acum, am văzut-o foarte clar, aici Lucian Nisar are dreptate. E o greșeală fundamentală o asemenea abordare azi, în aceste condiții. Nu știu despre dosare, nu știu ce este în interior. La justiție mă pricep cât un om normal. Probabil că cine va putea să se uite. Da, ca analiză pe relație Bruxelles-București, vom avea probabil un procuror șef european sau adjunct. Și vă dau dreptate că, într-adevăr, șef adjunct, că se discută despre această variantă ca doamna Kövesi să meargă pe o poziție de adjunct, da? Și dacă va fi numită șef, francezul va fi adjunctul său, deci e o chestiune... Dar cum va funcționa relația? Pentru că dosarele penale în țară vor merge și vor veni pe bandă rulantă. Secția de investigare pare determinată, se mai deschide vreo 2-3. Dânsa are 17 plângeri penale, nu e problemă cu asta. Plângeri se găsesc. Aia e problema, plângeri penale. Trebuie să ne uităm cu atenție, în schimb, și la alte componente, pentru că eu am văzut astăzi că a avut loc o întâlnire pe care aș pune-o în același context, sau dacă nu chiar mai important. Candidatul socialiștilor la președinția Comisiei Europene, domnul Timmermans, care este vicepreședintele Comisiei și responsabil de toată această zonă a statului de drept, care, din câte am înțeles, a avut o întâlnire din nou cu premierul României și există o consultare constantă
pe aceleași tip de teme sau mesajele circulă în, același, în aceeași cheie, cu a nu aborda prin ordonanță de urgență codurile penale sau schimbările de în justiție, sau, ci de a consulta, nu e prima oară când o face, a mai fost la București, dacă vă aduceți aminte, și același a fost un mesaj extrem de dur, ok, trebuie făcute modificări, consultați-vă, hai să ne uităm la ele, hai să vedem care sunt lucrurile care merită. Asta care este sunt... corect, dar revenim la doamna Kövesi, și dânsa va fi în alt funcționar european pusă în anchetă penală în România. Cum va funcționa dânsa în această funcție? Nu va, eu nu înțeleg. Nu va funcționa. Facă Timmermans, o să sune la secția de investigare a magistraților, să o exonereze, să o scoată de sub urmărire penală pe doamna Kövesi. Care de-abia a fost scos astăzi, parcă de sub urmărire de către aceeași secție. O chestie penibilă. Nu uitați că atunci când am avut cazul la absolut sinistru cu domnul Timmermans, reclamat la despre asta e vorba, astăzi s-a închis. De la Comisia Europeană, având un comunicat care a spus nu vă atingeți de oficiali, înalți oficiali europeni, ei sunt judecați pe un alt registru juridic de către o altă curte. Mi se pare că în comunicatul ăla se preciza. Adică, cu alte cuvinte, puteți faceți voi ce vreți prin natura funcției. Și în baza tratatului pe care și noi l-am semnat, domnul Timmermans nu poate fi... Situația doamnei Kövesi este diferită, că nu este Procuratură Generală Europeană care să o ancheteze pe doamna Kövesi fiind magistrat. Aici intrăm într-o zonă de drept comunitar, repet. Nu, eu nu am vrut să intru în detaliile pe drept, dar e clar că ne mai adăugăm la dosarul nostru complicat al relațiilor cu Uniunea Europeană, ne mai adăugăm un caz care s-ar putea să... Dacă poți de la Bruxelles de imunitate față de... Păi cu siguranță de cumva, noi nu putem fi de acord cu imunitățile, domnule Fota, că ne-am bătut în România. Dacă aici, le-am acceptat ca principiu prin tratat și când am semnat aderarea... Pe politicieni de ce să aibă imunitate? Nu, nu, nu vorbim de politicieni, vorbim de înalți funcționari europeni. Păi, trebuie întrebat un specialist în drept comunitar, păi, dar ce asta este o speță. Mai deschidem un caz imediat și ne aducem aminte despre un ministru al finanțelor, care ar fi el, care are o postură într-o bancă internațională și care are aceeași garanții date de către un alt stat în legătură cu... Domnul Tănăsescu, această... da? Nu. Sau Teodorovici. Teodorovici? Da. Banca Internațională de Investiții. Avem aici protagonistul... Banca Rusească. Și anul trecut, domnul, știți cazul? Domnul Teodorovici... Spuneți, da, deci faceți niște dezvăluiri interesante. Este o bancă internațională de investiții cu sediul la Moscova. Este fosta bancă socialistă. Banca e rusească? Da. Eu am zis că e bancă europeană. Nu, europeană, da, sigur, interesant. E cu sediul la Moscova. De la Kremlin, este direct. Este fosta bancă socialistă. În 2013... E plătit acolo? Ia bani de acolo? Da. E europeană, dar e Europa de Est. Este Europa de Est. Țările care sunt membre sunt Vietnam, Cuba, fostele state. În 90, Polonia și Ungaria s-au retras. În 2015, Ungaria a revenit pe relația Viktor Orban-Putin. Dar mult mai interesant pentru noi este următorul lucru. Eram reprezentați în acea bancă la nivel de secretar de stat. În 2018, pe 14 noiembrie, s-a întâlnit Eugen Teodorovici cu președintele băncii respective. Pe 15 noiembrie, prin hotărâre de guvern, semnată și de Eugen Teodorovici, reprezentantul României în acea bancă ca guvernator devine Eugen Teodorovici. Și ce a căpătat imunitate dacă a ajuns în bordul acelei bănci? Bineînțeles, are imunitate în... Conferită de cine? De statutul în această bancă, în țările, în Rusia, în țările membre, dar... Partea e mai interesantă, pentru că se leagă de acea călătorie în Cuba, pe care a făcut Eugen Teodorovici și n-a spus despre ea. Domnul, stați puțin, domnul Cățu, ce imunitate să aibă ministrul de finanțe dacă face parte din bordul unei bănci? Are imunitate în România? Și nici plătește taxe pentru banii pe care îi primește. Citiți statutul acelei dar bănci. Dar cine garantează imunitatea lui Orlando? Deci nu poți să-i facă dosar penal mâine dacă ea își pagă? Este un tratat semnat de România cu Rusia, cu Rusia și cu aceste țări. De RSR, ca să fim foarte corect. Da, și Republica Socialistă România. Nu poți să le ia la DNA mâine pe Teodorovici? Dacă, bine, pentru... depinde ce a făcut, că asta... Eu nu a pot fost să pentru ca și martor. Este demnitar, știți că este demnitar, deci nu pot să... Păi în ce constă imunitatea lui Teodorovici, apropo de imunitate? Această imunitate a lui are, ca orice demnitar internațional, are imunitate, dar este conferită de Federația Rusă. Aici este problema. Este membru CSAT, care are... Noi suntem membri NATO, deci ce un treabă? Deci noi avem un membru CSAT și Ministerul de Finanțe care e plătit de ruși?
I-am cerut mit să ne spună, că greșesc, pentru că statut spune că este plătit. I-am cerut să ne spună dacă este plătit sau nu. El spune că nu are nicio legătură, că este acolo în funcție prin faptul că este ministrul finanțelor publice. Repet, el singur s-a pus în această funcție pe 15 noiembrie 2018. Am înțeles, discutam despre imunități. Lucian Isar poate primi imunitate Chiuvești și apropo de chestia asta, că e un proiect de parchet european nou, instituția va începe în 2020 să funcționeze de fapt. Fără a intra în nuanțe, mi se pare logic ce au sugerat în cazul Timmermans, în sensul în care s-au protejat în momentul în care au gândit această colecție de state numită Uniunea Europeană, ca respectivii demnitari din vârful cupolei, deci funcționarii lor de rang înalt, să nu poată fi șicanați, agățați de țările membre și, practic, să se poată judeca la un nivel superior ei între ei. Este exact ceea ce funcționează și la noi în anumite funcții, care au forme de imunitate. Nu trebuie să mergeți mai departe. Chiar la BNR. Banca Națională. Prietenul Isărescu are imunitate penală și civilă dată de articolul 25 din statut. A avut niște prieteni în Parlament, i-au băgat acel articol 25, nimeni nu l-a contestat la Curtea Constituțională atunci, nimeni nu s-a crizat. Și a aflat domnul Iohannis în 2016, când același domn Isărescu a vrut să-și bage aceeași imunitate la Consiliul de Macrostabilitate. Și atunci a aflat tot poporul care acest articol și această imunitate civilă și penală. Probabil că domnul Iohannis era chiar gelos când a văzut ce fel de imunitate și-a băgat cineva în lege. Există astfel de trucuri. Mă surprinde informația senatorului Câțu. Sper să meargă mai departe cu devoalarea acestor informații, pentru că permanent sunt niște mici inserții. Un articol uitat. Desigur, prietenii uită să-l conteste. Mă mir cum nimeni, nici măcar din opoziție, nu au contestat la Curtea Constituțională articolul 25. Și ai specii din astea rare, cum este domnul Isărescu, cum am aflat că este domnul Teodorovici, care au forme de imunitate complexă, ciudată, pentru că în cazul domnului Teodorovici a fost martor la DNA, dar înainte de data care este menționată, de exemplu, de da, eu oricum nu pricep cum ar putea, de exemplu, doamna Chiuvești să beneficieze de o asemenea imunitate. Nu știu, să vină Uniunea Europeană să anuleze actele penale făcute în dosarele astea de la să București. Spune exact ca și în cazul domnului Timmermans. Nu este pentru voi, dacă aveți probe, trimiteți-le la un parchet XYZ. Dar nu există parchet european care să o ancheteze pe doamna Chiuvești. Nu este instanță supremă. Am auzit conceptul, n-am reținut exact. Ei au trimis către un anumit concept care este inclus în acest document semnat de România în momentul în care au aderat la Uniunea Europeană. Au menționat... Căutați un specialist, întreb comunitar și o să-l lămuresc. Sau search pe Google nu, răspunsul Comisiei Europene la adresa... Bine, dar ale în cazul Timmermans, pe când la doamna Chiuvești și presupunând că ar ajunge, trebuie văzut dacă e considerată funcția respectivă de demnitate europeană sau e inferioară și atunci. Dacă este asimilată cu respectiva funcția domnului Timmermans. Însă știți ce mai trebuie spus apropo de domnului Chiuvești? Șef de instituție europeană este asimilată cu președinția Consiliului Comisiei. Doamna Chiuvești e un caz european în momentul ăsta, nu mai e un caz național. Eu m-am uitat prin presă, constant prin presa europeană, am mai avut și niște întâlniri cu niște prieteni de prin zona aia. Să știți că în momentul ăsta ea nu mai aparține României, ea aparține Europei și prin candidatura aia. Adică ce vreau să spun că este extraordinar de mare interesul pentru tot ceea ce se întâmplă ei aici. Deci orice pas, orice problemă pe care dânsa o are cu justiția, nu este analizată numai de noi aici în perimetrul ăsta național. Este urmărită și analizată în foarte multe zone și cercuri, pentru că ce cred eu este că și tocmai asta discutam și în pauză vis-a-vis de acel articol. În Occident încep să apară semne că Occidentul în ansamblu începe să priceapă importanța acestei chestiuni, corupție sau anticorupție, și să îi dea inclusiv o relevanță geopolitică. Că nu e vorba de România aici. Sunt și alte țări corupte, cum sunt Rusia sau Iranul și China, deși acolo lucrurile sunt un pic diferite, și ca atare în toată această competiție geopolitică renăscută, chestiunea asta corupție capătă altă valență. Deci s-ar putea ceea ce vedem de fapt și tot interesul ăsta pe care îl vedem la Bruxelles vis-a-vis de doamna Chiuvești
să fie parte dintr-o paradigmă nouă în formare, pentru că articolul respectiv și, în fine, în zile următoare să apară un interviu la ZR pe tema asta, articolul respectiv punea egal între corupție și comunism. Adică spunea, domnule, s-ar putea să vedem că, așa cum era folosit comunismul în trecut, și rezultat, ca și instrument mare de guvernare, și rezultate erau faliment economic, naționalist, ca să uite omul de probleme, chiar recrudescența unor conflicte locale, interne sau regionale, așa marea corupție s-ar putea să joace și să fie folosită de unii, și bineînțeles aluzia imediat era la Rusia, pe același format, că rezultatele sunt cam aceleași, și marea corupție duce la faliment economic și la prăbușirea economiei, și marea corupție duce la autoritarism, că ăla care tot fură și fură și fură ca să-mi dea socoteală, la un moment dat trebuie să nu mai plece de la putere și se menține la putere, inclusiv în ciuda falimentului economic. Și modifică legile ca să scape de pușcărie, da? Deci, ceea ce noi vedem acum cu doamna Chioveși, s-ar putea să nu fie un simplu caz național, o poveste de-a noastră, deci de pe Dâmbovița, transdată la Bruxelles. S-ar putea să fie doar vârful icebergului, începutul unei noi paradigme, dacă vreți, în gândirea strategică a Occidentului, în special în relația cu cei mari, dar și în relația cu ăștia mai mititei din spațiile astea gri, cum e România, că aici trebuie să spunem un lucru, din punct de vedere al corupției, România e mai degrabă rusească decât europeană. Adică noi în România avem același tip de corupție pe care îl vedem și în Rusia sau în Ucraina. Nu genul ăla de corupție larg, răspândită, atomizată, pe care îl avem, de exemplu, în Occident. Că spunem tot tipul, domnule, dar există corupt și în Germania. Da, dar coruptul din Germania nu-și face partid, nu-și construiește televiziune, nu arondează partidul prin televiziune și așa mai departe. Pe când de la România încolo, Ucraina, Moldova, nu, unde țara e condusă de un singur Plahotniuc, Rusia, lucrurile se pun în alți termeni și marea corupție are relevanța ei particulară proprie în sistemul de guvernare al acestor țări. Deci... Bun, că am ajuns la subiectul ăsta, domnule Fota, chiar am citit cu atenție ce a scris pe Facebook legat de exercițiul ăsta militar al Federației Ruse, da, bombardiere nucleare Tupolev în zona Crimeei. Haideți să vedem informații, un exercițiu militar cu dedicație, da, cu dedicație, cu țintă, cu ținta pusă pe România. După ce a dislocat în Crimea bombardierele nucleare tip Tupolev 22, Moscova continuă jocurile de război în zona Mării Negre, aducând peste 1500 de militari care efectuează exerciții. Practic este vorba de niște manevre în care este implicată și o cantitate mare de tehnică militară, fiind mobilizate sute de avioane și elicoptere militare, dar și vehicule amfibii. Iar exercițiile se pare că ne privesc direct. Potrivit unor surse militare, soldații ruși simulează de fapt un atac asupra scutului de la De Veselu. Noi ar trebui să o gândim în termenii războiului psihologic, pentru că este ceea ce se întâmplă. Nu e vorba despre neapărat o chestiune fantastică. O armată sau un stat când vrea să atace un anumit obiectiv, nu anunță din timp că face exerciții, că o pregătește, că mai ridică niște avioane, că e țintă legitimă și așa mai departe. De altfel, Rusia a acuzat în nenumărate rânduri că amplasarea scutului în România este o amenințare la adresa Federației, iar Kremlinul nu va sta cu mâinile în sân. Federația Rusă va gândi de două ori în momentul în care va genera o agresiune împotriva Alianței Nord-Atlantice, care are suficient de multe capabilități de diferite facturi peste tot pentru a putea contracara acest tip de atac. Domnule Fota, ce se întâmplă? O demonstrație de forță? Dumneavoastră a spus că presa greșește din România, că îi dă prea multă importanță acestui exercițiu militar și că... Chiar am văzut titlul pe care l-a spus la început, Rusia amenință. Eu nu l-aș fi pus. Pentru că exact asta vrea Rusia, ca românul să înțeleagă că datorită scutului e amenințat de Rusia. Și Rusia în felul ăsta încearcă pe de o parte intimidarea noastră, pe de altă parte încearcă răspândirea unui narativ. Să ne bage frica noastră. Nu, să bage între noi și aliații noștri americani un subiect de zâzanie, de neîncredere. De ce suntem noi amenințați de Rusia? Din cauza americanilor, că au venit cu scutul. Deci americanii sunt problema. Rușii puteau să facă exercițiile astea fără să se afle, că sunt maestri în a-și camufla acțiunile. De ce s-a aflat? De ce știm noi că exercițiile astea au avut loc și că sunt pe De Veselu și atâtea detalii? Pentru că asta au vrut. Pe ei nu interesează. Ca orice armată se pregătește într-una și practică tot felul de scenarii. Nu asta i-a interesat, cel puțin nu asta e relevantă relația cu noi. Au vrut ca noi să știm că ei exersează lovirea De Veselu, ca să înțelegem că De Veselu e un risc de securitate pentru România. Că românii din cauza De Veselu... Și ce o să facem? O să mergem la americani să le spunem, noi luați scutul? Nu. Păi asta, rușii asta speră să... Da, dar stați o secundă, că și ce se întâmplă nu e chiar așa de simplu.
Pentru că eu zilele trecute am dat un search pe Google cu scutul de veselu, de veselu. Vreau să spun un lucru. Altă dată, când dai search-uri de felul ăsta și când discutai cu oamenii de veselu, toată lumea vedea oportunitatea acest de veselu. Vin americanii, garanții suplimentare de siguranță, suntem aliați loiali, ne apreciază și așa mai departe. Deci, în general, imaginea despre de veselu era una optimistă și de bine. Sentimentul meu sau senzația mea este, și alții mai buni ca mine n-au decât să verifice și poate eu greșesc aici, dar sentimentul meu este că narativul nostru propriu, național, vis-a-vis de veselul se cam schimbă. Că oamenii încep să fie îngrijorați, că poate totuși ne lovesc rușii din cauza lui, poate că nu e un câștig atât de mare pentru România. Ori dacă narativul vis-a-vis de un proiect român-american, care acum are și stagnat-o, că el a fost integrat într-un sistem NATO, începe să se schimbe, dați-mi voi să fiu îngrijorat de chestiunea asta. Pentru că pe o schimbare de narativ, mâine ajung la concluzia că nu e bine că am intrat în NATO, că occidentalii ăștia ai dracului cu multinaționalele care ne vor rău, că Uniunea Europeană, că dacă vă uitați în spațiu public din România, se încearcă schimbarea mai multor narrative, de la scutul, de la Deveselu, până la NATO și UE. Deci, de-aia cred că în momentul în care... Și asta ce este? Nu este o operațiune rusească? Nu asta este o operațiune psihologică. Termin imediat. Este, oricum, fără dubii este rusească. Ce vreau să spun este că media din România, când are astfel de știri, eu cred că poate să facă câteva lucruri. De exemplu, să nu exagereze sau să nu mediatizeze în exces știrea. Îmi dau seama că trebuie să informați lumea. Dar uite, eu vă dau un exemplu din Marea Britanie. Exact în perioada în care unul din colțurile noștri era filmat pe toate părțile, la Chișinău, și aici media a exagerat subiectul ăla de și-au frecat ăia de la Chișinău mâinile, ce bine le-a ieșit, Marea Britanie a avut o speță similară. Un diplomat britanic a fost prins, rușii l-au prins cu două fete pe care tot ei le-au băgat în pat, filmat pe toate părțile. Rușii au dat drumul la imagini, sperând că presa britanică va mușca momela și va mediatiza intens, ca să zic așa, cazul, ca să creeze o problemă de penibilă și de disconfort britanicilor, măcar pe zona de inteligență, dacă nu și pe zona guvernamentală. E bine, mari editori de presă, marile ziare din Marea Britanie și-au dat seama de joc, s-au înțeles între ei și au zis, dom'le, noi nu facem. Au dat știrea seacă, diplomatul a fost prins, rușine lui, ăia oricum îl pedepsiseră la post, deci presa știa chestia asta, n-au mediatizat intensiv sau excesiv cazul, pentru că și-au dat seama că se transformă în cutii de rezonanță ale rușilor și ei nu fac joc cu adversarilor. Deci, înțeleg și avem această chestiune și vis-a-vis de terorism. Cum a fost povestea cu nenorocitul ăla care a împușcat nu știu câți oameni în Noua Zeelandă. El s-a și filmat. E ceva, adică mecanismul are cum se asemănător. S-a filmat ca mesajul lui de teroare și de groază să fie difuzat ulterior, mizând pe, cum să vă spun, curiozitate, dar și pe dorința asta nestăpânită a presei de senzațional. Deci eu cred că atunci când sunt astfel de exerciții și vom avea zeci de astfel de exerciții pe care rușii le fac, poate n-ar să ne gândim un picuț dacă nu cumva ne transformăm prea rapid, prea facil în cutiile lor de rezonanță și le facem jocul. Iar aici recunosc și statul ar trebui să aibă o discuție cu mass media din România, să explice niște lucruri, să se caute împreună niște căi, dacă vreți, de relaționare la astfel de știri. Pentru că, cum să spun, e păcat totuși gratuit să le facem jocul. Poate și că statul de aici, vrea în ceea ce privește media, cum să spun eu, clasică, domnule Fota, aveți dreptate, se poate gândi așa, dar rețelele sociale... Și mă refer la televiziune, că ele au impactul mare. Da. Că internetul, presa, știm bine, 80% din informații pe televiziune în România. Rapiditatea și difuzarea informației, acum se face mult pe rețelele sociale și pe zona online. În România, impactul... Acolo nu există reglementare, domnule Fota. Nu, acolo nu se lăsăm duce... deoparte internetul. Iar rușii acolo lucrează. Domnul Mănăstre, în România, din punct de vedere media, cel mai mare impact, pentru că așa și au românii informațiile, l-au televiziunile. 75-80% din informații românii și le iau de la televiziuni. Deci televiziunea este elementul esențial în relația comunicațională între lumea întreagă și română. Bun, deci dumneavoastră minimizați importanța acestui exerciții. Eu aș fi dat o știre seacă, n-aș fi dat-o deloc pentru că ea nu știu câtă oră. Și dacă fac exerciții ce? Suntem țară NATO, deci ei nu ne pot lovi, nu ne pot ataca, că nu sunt... Dar ne pot influența. Nu ne pot lovi, sunteți siguri de asta? Da, păi auziți, înseamnă al treilea război mondial, ce Dumnezeu. Dar ne pot influența și NATO nu are cum să intervină în influențarea asta noastră. Că NATO e făcut pentru articol 5, atac militar, nu atac la cerebelul nostru, care se produce zilnic și cu picătura. Da. Este o operațiune psihologică și nu se întâmplă azi. Noi vorbim despre ea, că parcă ieri a fost știrea și am scris și eu despre ea. Dacă vă uitați cu atenție, cam de două ori pe săptămână, mai rar, dar în orice caz, în mod constant, avem informații.
Ba că declară șeful comisiei de la, pentru compatrioți, ba că declară un analist militar X de pe unde, ba șeful adjunct al armatei de nu știu unde, ba în cazul de față deja am ajuns la surse. Surse militare neprecizate ne spun nouă, deci eu vreau să generez un atac și spun populației de acolo că uite, mă pregătesc și... Bun, e o presiune psihologică, este clar că este imprimarea fricii și ea vine pe o sumă de linii de forță a unui război informațional împotriva României, generat de Federația Rusă, cum o face cam cu toate statele. Asta în primul rând. În al doilea rând, haideți să ne uităm și la realități. Este gata Rusia mâine să declanșeze un război cu Statele Unite? Este gata Rusia mâine să declanșeze un război cu NATO? Că nu e vorba despre noi. Statutul bazei de la Deveselu este complex. Are steagul NATO, are soldați americani, toată infrastructura de acolo e americană. Ce ar însemna? Să admitem că există posibilitatea. Bun, ajung, trimit niște rachete, una ajunge, distruge, omoară niște soldați americani. Asta este declanșarea. E un pas atât de grav în sensul escaladării încât Rusia însăși știe foarte bine că nu poate să-l facă. Este conștientă de capacitățile sale, de capabilitățile militare, așa cum este conștientă de faptul că nu e nicio amenințare din partea scutului de la Deveselu, că nu interceptează scutul de la Deveselu nicio rachetă în această strategică cu rază lungă, pentru că n-are cum. Rachetele strategice ruse, dacă vizează teritoriul american, nu trec peste România, nici peste Polonia, că era cealaltă discuție cu Nordul Europei, ci peste Polul Nord. Pe acolo e traiectoria cea mai scurtă. Din punctul de vedere al conținutului, cele 24 de interceptoare de la Deveselu, care sunt non-explozibili, ci, știți, spulberă ținta la impact. Nu e o... Inclusiv Federația Rusă și-a modificat. Știți că a avut o narațiune care e tot evoluată. Acum, ultima narațiune este, da, adevărat, dar s-ar putea să vină niște rachete cu rază medie de acțiune. Pe care să le ascundă acolo. Aduse din exterior. Nucleare, cu focoase, da, nucleare care să fie lansate asupra. Deci, drobul de sare. Nu mai spunem că acele rachete de care vorbim, Tomahawk, nu se mai produc, nu mai există. Iar armata americană, după ce Rusia a încălcat acum vreo 5 ani tratatul forțelor cu rază medie de acțiune, ăla din 87, și produc într-adevăr arme pe zona asta, au anunțat că vor trece și ele la producție, ceea ce înseamnă încă viitorii 10 ani. A discutat despre scutul de veselu, inaugurat acum 5 ani, că ți-ar face nu știu ce și că acum tu îl vizezi. Deci, ca să conchid, sunt niște aberații, dacă cineva ia și începe să desfacă tot subiectul, este exact ca la celebra știre, vă aduceți aminte, cum se mută armele nucleare din Incirlik către Deveselu? Că tocmai acum s-a blocat autostrada, ne spunea Euractiv, un autor bulgar cu școală militară la Frunze. S-a blocat autostrada, chiar acum trec rachetele. Ca și cum oricine s-ar duce mai departe, nu știe că... Noi am negociat timp de 5, 6, 7 ani și vreo 7, 12 acorduri, dacă lăsăm pe Bogdan, mai negocia încă vreo 20, Bogdan Aurescu, ca să amplasăm scutul de la Deveselu cu toate garanțiile. Păi ce ar însemna din punctul de vedere al unei negocieri și a unui număr de acorduri să acceptă vreodată, măcar în discuții? Și câte atunci, domnule Chifu, domnule Fota, de ce ne mai înarmăm? De ce mai facem achiziții de miliarde pentru de lei? Pentru că apărarea și descurajarea sunt absolut necesare pentru ca să nu se întâmple nu un atac de genul ăsta, ci orice tip de năzbâtie, inclusiv de natură hibridă, inclusiv de natură convențională, stați pe care se poate face hibridul. Sunt lucruri diferite. Dacă avem linguri acasă, cine mai trebuie și furculițe? Păi sunt instrumente diferite. Deci ne înarmăm, pentru că putem avea păi dacă norocul. Nu ne atacă, de ce ne înarmăm? Nu, stați o secundă. Că Rusia ne atacă în momentul ăsta, dar preliminar și politic. Că asta este ceea ce altă dată se numea război psihologic. Politic. Da. Bun, război psihologic. Este aceleași denumiri, adică avem aceeași căciulă cu multe denumiri. Deci astea sunt preliminarii. Și ei speră într-o primă fază să obțină câștiguri semnificative de influență, de schimbare de atitudine, prin astfel de chestii care nu costă. Că nu costă să dai o știre. Că noi discutăm aici de știrea rusă, nu de aplicațiile rusești. Deci, pe de o parte, trebuie combătută știrea rusă care se transformă în manipulare și, pe de altă parte, aplicațiile militare sunt aplicații militare. Faptul că ei exersează lovirea de veselu înseamnă că ne obligă și pe noi să ne gândim la scenariul ăsta. Avem cum să-l contracarăm. Pentru că nu e vorba numai de veselu. Cum lovesc de veselu, poți să lovească Bucureștiul, nu? Care e chiar mai aproape de Crimea, că bănuiesc că de acolo e sursa, că zic așa, lovirii.
Novorossiysk. Avioanele sau, nu fi, cam tot aia, că nu câteva sute de kilometri. Deci sunt lucruri diferite, dar partea aceluiași pachet. Deci această relație tensionată între Occident și Rusia, care afectează și România, se manifestă și se va manifesta pe mai multe planuri. Avem și zona de cyber, unde și acolo lucrurile sunt destul de fierbiți. Între Occident sau între Rusia și Statele Unite? Nu, sunt între... Nu e între Rusia și Statele Unite. Văd că Germania face business bun cu gaze, cu Federația. Dar are nicio legătură. Nu, stați o secundă, asta e adevărat. Dar iarăși la fel de adevărat, că fără Germania nu existau sancțiuni în Uniunea Europeană față de Rusia. Iarăși este adevărat că prețul cel mai mare al acestor sancțiuni, Germania îl suportă, că erau 1000 de firme germane care făceau business cu Rusia și ele sunt afectate. Adică când privim Germania, haideți să o privim în ansamblu, că sunt și de-alea și de-alea. Și ca să avem o opinie bine conturată, trebuie să fim, ca să zic așa, compleți în analiză. E adevărat. Și asta e o zonă de critică în Occident. Că Germania ține la Nord Stream-ul ăla și nu se lasă până nu o să-l facă. Și problema e că o să-l facă. Dar asta nu înseamnă că Germania nu-și asumă obligațiile. Că, vedeți, politica economică și cu de securitate nu se exclud. Deci Germania își asumă angajamentele legate de securitatea statelor membre. Și, repet, nu se puteau adopta sancțiunile la UE fără Germania. Nu se mai poate face nimic în Uniunea Europeană astăzi. Mai ales după ce a plecat Marea Britanie, fără Germania. Și Germania și le-a asumat. Deci Germania nu este... Că am văzut la un moment dat cineva spunea de prostia asta, binomul germano-rus. Aia e inepție, nu stă în picioare teoria asta. Nu e. E o țară care are în continuare o zonă de cooperare, cum are și Franța, cum are și Olanda, cum au și alte state. Inclusiv americanii, să știți, că au zone de cooperare cu rușii pe contraterorism, de exemplu. Pe statul islamic, adică nu sunt rupte punțile și relațiile chiar atât de abrupt cum credem noi. Așa cum aceeași problemă avem cu China. China e din ce în ce mai mult văzută ca un adversar și ca un competitor complicat, chiar periculos în Europa. Dar asta nu înseamnă că nu facem comerț cu China și nu facem business cu ea. Iar dacă venim la Nord Stream 2, nu trebuie să uităm că în momentul în care a fost acceptată la nivelul Uniunii Europene, s-a adoptat directiva gaz pentru gaze și practic s-au schimbat reguli fundamentale pe care a trebuit să le accepte Germania pentru a se putea construi Nord Stream 2. Eu sunt foarte curios cine va plăti de la nivelul Guvernului României, pentru că anul trecut și pot să vă dau un scris că nici anul ăsta nu se va cheltui 2% din buget pentru apărare, așa cum s-a angajat, cred că, președintele Iohannis în fața lui Donald Trump. Cu toate partidele. României, sau în fine, cu toate partidele. Auziți, știți cum e cu 2%? Totuși aici e o problemă care e a guvernului. Poate chiar dincolo de guvern. Stați un pic să ne lămurim. Deci s-a dat 2%, au existat banii, au vrut să-i cheltuie, au avut probleme pe licitație. Păi problemele pe licitație în România nu apar din cauza Ministerului Apărării, apar din cauza legislației care e cum e, apar din cauza unor suprapuneri, neclarități, poate nici partenerii vizați nu au fost cei mai serioși. Deci eu cred că dacă vrem să cheltuim mai doi... Nu mai discutăm intermediarii, că acolo e o poveste cam urâtă. Deci dacă vrem într-adevăr la 2% să fie rotund, trebuie, după părerea mea, umblat un pic la legislație, la partea asta cum se organizează licitațiile. MAPN-ul trebuie să-și angajeze niște avocați de ăștia, cum să spun, rechini de business-uri mari, pentru că când ai de a face cu o firmă care are afaceri de miliarde, păi ăla are tata niște avocați, ți-i mănâncă pe ei tăi. Și noi venim cu avocații noștri de stat, cu salariile de stat. Nu cu avocații, cu juriștii. Bun, mai rău. Cu juriștii ministerului. Deci, se mai întâmplă și tot felul de nu știu cum să numesc, excrocherii de genul următor. Dom'le, salariile militarilor le trec ca și cheltuială în 2%. Noi ne-am angajat că vom cumpăra tehnică de țară. Asta e mediaria guvernului. Da? Păi nu, asta zice ministerul. Și pensiile. Astăzi, da, și pensiile și salariile trec ca și în zona de obligație de cheltuială pentru zestare. Astăzi, Orlando Teodorovici a anunțat că va face două spitale regionale la Constanța și Craiova și să vedeți excrocheria Ministerului de Finanțe. Ziceam să mă implic personal pentru a construi două spitale regionale, numai că acești bani vor fi dați Ministerului Apărării, care îi va scădea din cei 2% pentru apărare, pentru că sunt spitale, zice Orlando Teodorovici, aflate în zona bazelor militare NATO, de la Constanța și Craiova. Și cu alte cuvinte, luăm banii de la Ministerul Apărării, facem spitale și spunem că sunt bani pe care îi cheltuim pentru 2% pentru apărare. Asta se numește ticăloșie. Da. Asta a fost propunerea angajatorilor ruși, care au spus, ia tu bani de la armata și fă spitale regionale. Că numai cineva care vrea să distrugă armata face o astfel de propunere. Nu? Și cine ar beneficia? Doar rușii ar beneficia. Bun. Bine, vorbim de niște criterii acolo, că totuși aia 2% cauză sunt împărțiți. Se spune minimum 30% cheltuieli pentru achiziții salarii. Noi,
training-uri și 40% salarii și pensii. Da. Bine, Europa are o problemă aici, pentru că Europa cheltuie doar 1,33% din PIB, America cheltuie 3,33% din PIB pe partea de armament. Și America cheltuie pe înzestrare, Europa cheltuie foarte mult pe salarii și pe pensie. Avem total diferit. Dar România este un caz. Iar declarația Teodorovici, nu știu, în ultimul timp are niște declarații bizare. Deci nu are bani, nu atrage bani europeni, nu are bani la buget și atunci bagă mâna în bugetul Ministerului Apărării să facă cică două spitale. Acea bancă despre care vorbesc eu are un rol foarte important. Nu dorește să atragă bani europeni, nu vrea să meargă la banii din vest, dar este foarte, foarte prietenos cu banii care vin din est. Și veți vedea că această bancă este una dintre partenerele pentru FSDI. Și acolo vor mai apărea surprize. FSDI o să aibă parteneri, nu o să aibă nimic din băncile din România sau bănci din vest. O să fie câteva fonduri, poate, din Israel și această bancă de investiții care vine, bineînțeles, din Rusia, cu 46%. Aici o altă mare porcărie pe care demnitarea au făcut-o în anii ăștia în România. Deci un angajat obișnuit care lucrează în Ministerul Apărării sau într-o instituție de securitate trebuie să aibă orniz. Și ăla e verificat și pare a verificat și are o mie de reguli și de obstrucții și de condiționări și așa mai departe. Demnitarii în România nu trebuie să verificați. Primesc ornisul din oficiu. Oficiu, da. Pe cum din oficiu? Uite, așa e legea. Așa e legea. Erau niște băieți care aveau niște chestii de ascuns în trecut și acum vreo mulți ani de zile au făcut într-așa fel că ei să nu trebuiască să treacă prin toate aceste verificări pe care, repet, un angajat obișnuit sau un militar obișnuit trebuie să le suporte. Ei, nu numai. Nu, deci da, un consilier prezidențial. Deci, trebuie să le suport. Da, sunt multiple scandaluri la Ministerul Apărării. Parlamentarii și miniștri. Domnilor, sunt multiple scandaluri pe achiziție de tehnică militară la Ministerul Apărării. Domnul Mănăstire, avem chestia cu fregatele. Pe o conexiune de felul ăsta, eu cred că un angajat obișnuit nu primea ornisul. Domnule, membru XAT. 54 de baterii de sisteme de rachete IRMAS urmează să fie cumpărate de România, rachete cu rază medie de acțiune. Ce am reușit să facem până în momentul de față? Avem parțial, am plătit 700 de milioane de euro pentru, pentru sistemul Patriot. Vedeți ce cumpărăm după o scurtă pauză comercială. În afară de astea două sisteme de rachete, da, toate procedurile de achiziție sunt blocate în diverse faze, contestate. Divizia Lockheed Martin Missile and Fire Control a primit un contract de peste 1 miliard 135 de milioane de dolari pentru vânzări militare în Polonia, Bahrain și România, au anunțat compania și Departamentul American al Apărării. Producția va fi realizată în Grand Prairie, statul Texas, estimându-se că va fi finalizată la 31 august 2021, scrie pe site-ul Departamentului Apărării. Acest contract este destinat producției de rachete teleghidate care vor echipa sistemele HIMARS. HIMARS este un sistem de artilerie reactivă de mare mobilitate cu lansatoarele de rachete montate pe camioane. România a semnat în februarie 2018 cu guvernul american achiziția primelor trei sisteme de rachete Sol HIMARS. Fiecare sistem are 18 instalații de lansare, iar sistemele HIMARS pot lovi ținte terestre de suprafață sau punctuale până la 300 de kilometri folosind muniții inteligente ghidate prin GPS și prin sistem inerțial. Acesta poate lansa 6 rachete de calibrul 227 de mm de tip M270 sau cu o singură rachetă MGM-140 cu calibrul de 610 mm. Costul total al programului este de circa 1,5 miliarde de dolari. Sistemul a intrat în dotarea forțelor americane în 2005, iar ulterior a fost achiziționat de Singapore, Iordania, Polonia și Emiratele Arabe Unite. Contractul încheiat cu România mai prevede achiziția 81 de rachete de tip M31A1 Unitary și 81 de rachete de tip M30A1 Alternative Warhead, dar și 54 de rachete de tip MGM-140, precum și alte sisteme de date și vehicule. Pe acest contract nu este scandal, pentru că este o achiziție stat ca și, da, ca și în cazul sistemului Patriot. În rest, scandaluri peste scandaluri. 8 ori 8 au venit mașinile de luptă, stau undeva pe la Moreni, nu sunt omologate, n-au trecut de teste, fregatele, știți, subiectul e blocat. Licitația, deși este câștigător, nu este câștigător. Corvetele. Proiectul cu Rheinmetall este blocat, da, parteneriatul făcut în 2016
povestea cu Bereta, povestea cu avioanele Șoin de la Craiova, este un mare scandal acolo, directorul a dat contractul unei companii canadiene pentru care l-a lucrat înainte, deci românește și în achiziția militară, Florin. Da, și este păcat, pentru că banii au fost acolo și acum vine Teodorovici și vrea să facă spitale de banii ăștia. Și aici oamenii trebuie să știe că nu are cum în acest an să ia banii să facă spitale, pentru că banii, buget nu poți să-i transferi între capitole bugetare așa cum vrei. Tu trebuie să aștepți rectificarea și nici atunci nu este așa ușor. Dar da, este trist că și în 2017 am cheltuit 1,77% din PIB în loc de 2% și de aia 1,77% majoritatea au fost pensii și salarii, deci nu s-au dus spre înzestrare. Anul trecut a fost 1,8% și iarăși majoritatea pensii și salarii nu spre înzestrare și în timpul ăsta cei din jurul nostru se înzestrează și România este țara membranată și ne mințim, până la urmă ne mințim pe noi, asta e problema. Ne mințim că ne dăm, cheltuim 2% din PIB pentru înzestare și nu facem asta. Și iarăși corupția este ceva, asta nu vreți să spuneți cuvântul, e vorba de corupție. Da, pe cine prostim, putem să-i prostim pe cei din NATO, domnule Chifu, ce este cu joaca asta? Te-ai angajat să faci un lucru, ori îl faci, ori nu-l faci, mai pe românește. Având probleme, de exemplu, din informațiile mele, au blocat procedura anul trecut pe corvete, tocmai pentru că nu aveau bani la buget. Și atunci, ca să nu raporteze practic cheltuială, în anul fiscal când a spus 2018, au blocat și au mușamaizat până la urmă. Țuțuianu a plecat acasă pentru că a zis că nu sunt bani. Deci da. A venit și a spus că nu sunt bani și l-au trimis acasă. Cum ieșim din situația asta? Este o chestiune care ține, în primul rând, de un angajament al României ca stat. Spuneați mai devreme de președinte, da, președintele, da, secundat de către toate partidele politice care au fost de acord cu această țintă. Și nu pentru a fi construite spitale. Sunt alte lucruri extrem de importante de făcut, dar cred că suntem într-o perioadă... spitale. Exact. Sunt bani la fund de fonduri europene. Sunt banii europeni pe care noi mai luăm. Sunt foarte... Ia banii aia, nu-i doar pe ăștia din... Bun, ce riscăm dacă ne vom dovedi neserioși? Că discutam despre Federația Rusă. Și întrebarea mea este directă și abruptă. Dacă noi nu respectăm obligațiile NATO, de ce NATO să-și respecte obligațiile față de România? Iată, aveți... Sau cum spunea un ambasador american la București acum câțiva ani, într-o discuție închisă, și spunea că voi românii vreți ca noi occidentalii să vă iubim țara mai mult decât vă iubiți voi? Cam ăsta era reproșul pe care ni-l făcea și pe bună dreptate, pentru că și la vremea respectivă erau niște lucruri pe care noi trebuia să le facem și era tot o discuție legată de NATO. Și noi avem această, cum să spun, proastă inspirație de a crede că îi putem păcăli pe occidental, că spunem ca ei și facem ca noi, că merge, domne, chestia asta, lasă, că nu se pricep ei, nu se amestecă, nu știu. Ceea ce este, cum să spun, este absolut absurd. Pentru că eu am lucrat la NATO 3 ani de zile. Toate discuțiile despre noi cu occidentali erau făcute în baza unor rapoarte pe care occidentalii le aveau de la ambasadele de acasă, de zeci de pagini, sute de pagini. Ăia erau mai bine informați decât noi. De la serviciul care... de inteligență? Nu, de ce să ne ascundem? Nu, secundă, da? Că nu, asta e iar o exagerare. Pentru că într-o ambasadă sunt și ideea, dar sunt foarte mulți diplomați care își fac treaba cum trebuie. Știți, presă, rapoarte, comunicatele mele, pentru că nu suntem în epoca surselor deschise. Adică povestea asta cu inteligența, care știe tot și face tot, e mult exagerată. Deci nu e nevoie de așa ceva. Există suficientă informație publică și dacă ești metodic, citești constant, întrebi autoritățile, te consulți, mai vorbești cu specialiști independenți, îți faci o imagine foarte bună. Până la urmă, uitați-vă la ONG-urile astea care dau de multe ori de furcă guvernelor și guvernului și ăștia nu lucrează pe informații clasificate, lucrează pe ceea ce văd pe sursele deschise. Deci ce vreau să spun este că noi în momentul ăsta ne jucăm cu credibilitatea României pe mai multe planuri. De la Iurel, de asta cu ambasada, uite ambasada, nu e ambasada, până la chestii de felul ăsta. Iar să vii cu povestea asta, adică ăia de la NATO se vor simți iarăși barjocoriți, pentru că nu poți face o mânărie ca asta, o ticăloșie ca asta, să spui, fac spitale pe banii armatei. Când am stabilit odată noi și i-au spus da și ne-au lăudat și ne mai laudă, da, în culmea aia, încă suntem lăudați, da, suntem pe lista de mod special la Casa Albă, în Statele Unite, de unde a pornit și valul acesta de împărțire a responsabilității și a plăților. Deci da, trebuie avut grijă... Nu s-a ajungat niciodată la Casa Albă, așa că pe el nu-l interesează. Eu am trăit un moment... Da, nu cred că mai dau voie după ce a luat... E diplomat rus, acum nu mai are voie. Bun, asta e o chestie nouă și încă mai de săpalea. Dar eu am trăit un moment foarte interesant, când Adrian Năstase, ca premier, l-a adus pe ministrul de finanțe la NATO, era Tănăsescu, ministrul de finanțe,
Pentru că era aceeași poveste ca aici. La NATO promiți una, iar aici te lovești de politica de Dâmbovițean. Ăla vrea aia, ăla vrea, nu erau bani și erau vremurile mult mai proaste. Și la un moment dat, Tănăsescu nu ceda la niște cerințe pe care le aveam pe linii de interoperabilitate și așa mai departe. Și la urmă stase pachet pe sus și l-a dus la NATO în întâlnirea cu cei de la NATO. L-a pus pe scaun și eram lângă el pe hol când i-a zis să te văd cum le explici la ăștia că n-ai bani, că noi vrem să intrăm în NATO. Și vreau să spun că a promis Tănăsescu tot și numai că a promis, a și dat banii, pentru că efectiv erau niște lucruri care țineau de onoarea României și mai aveam un pas să facem să aderăm la NATO și nu puteam fără să fim pregătiți pe zona aia. Dar vorba de securitate, în primul rând, onoarea... de constrângere, acum ce constrângere au cei de la PSD? Poate că exagerez un pic aici. PSD-ul în vremea era un partid mult mai responsabil și mult mai competent în ceea ce făcea și nu se juca cu lucrurile astea importante cum e securitatea națională, se juca cu altele. Dar era vorba de securitate națională. Rompetrol și... Bun, auziți, n-am spus că au fost perfect. Ca să ajungem la... Ce spun că pe niște chestii, totuși te puteai înțelege cu ei și nu era vorba, pe când acum, uitați-vă ce vremuri trebuie. Pe zona asta, ca să conchidem ca variantă, eu cred că până la urmă toată lumea va trebui să facă un nou pact, unul care să nu fie public neapărat, și să stabilim că ce este pentru apărare, pentru securitate, pentru politică externă, diplomație, dacă avem nevoie de aceste instrumente... Sunt pentru acest lucru și nu devin surse de finanțare altor activități. Nu sau de șpărci, sau de lobby, sau de trafic de influență, că se discută destul de apăsat în ciorba asta politică dâmbovițeană, inclusiv de asemenea aranjamente, de achiziție de tehnică militară. Eu, cum de armata, până la urmă totuși armata este un bloc, e o castă. Au propriul serviciu de informații, au generații peste generații care au trăit și înainte Revoluție și după, permit căpușarea asta și sifonarea asta, care împiedică de multe ori achizițiile. Eu asta nu prea înțeleg. Păi vă explic, e foarte simplu. Uitați-vă ce a pățit generalul Ciucă pe niște chestiuni de principiu. Pentru că și-a apărat cauza și interesul armatei. Eu totuși astea nu le... Nu că nu le înghit, nu le văd, dar nu înțeleg cum armata politicul și serviciul... Actual, lor, am nu reușesc spus. Să demanteleze grupurile astea. Cât pentru interese individuale, călcăm în picioare și armata. Păi, se poate ticălășie mai mare decât să fur bani din bugetul armatei. Când noi suntem cu apa la gură și cu rușii călare pe noi în Marea Neagră, păi poți să-ți imaginezi o ticălășie mai mare. Adică ai 98% din buget la dispoziție. Și din aia 2%, și din aia 2% vrei să-ți faci ceva? Cum nu se descurcă cei de la armată? Pentru că este o chestiune politică și armata nu rezolvă problema. Este o chestiune politică și armata nu rezolvă chestiuni politice. Pentru că asta le spunem de 25 de ani. Control democratic, stați în banca voastră, pediți-vă de militarie. E o chestiune politică. Ce să facă armata pe o chestiune politică? Mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Rămâneți că BNU TV, mă mulțumesc că ne-ați urmărit. Urmează Lumea lui Banciu. O seară bună în continuare.